Cesemina Urbaia Mare a reușit o victorie de excepție în campionatul diviziei A la handbal feminin. Echipa antrenată de Simona Maior Pașca și Ioana Marta a câștigat la o diferență de 30 de goluri meciul disputat cu Chișinău Criș. Pe durata celor 60 de minute de joc, băimărencele au marcat 52 de goluri și au primit doar 22. În fața unei echipe modeste formată doar din junioare, Minaur a condus din primul și până în ultimul minut, marcând foarte multe goluri, în special pe faza de contraatac. După primele 30 de minute de joc, Minaur avea deja un avans de 18 goluri, scorul pauzei fiind 27-9. Cu o victorie asigurată încă din prima parte a jocului, antrenoarele băimărene au introdus pe teren în repriza secundă jucătoarele tinere, care au evoluat mai puțin în acest sezon, rulând astfel tot lotul pe care l-au avut la dispoziție pentru acest meci. Mai mult, fiecare handbalist a reușit să marcheze de cel puțin 2 goluri în poarta echipei oaspete. Scorul a luat proporții și în partea a doua a jocului, băimărencele reușind în final o victorie la 30 de goluri, scor 52-22. O victorie de excepție pentru Minaur, care a fost aplaudată de publicul prezent în sala polivalentă la Scărpană. Aveam nevoie de un astfel de meci pentru cele tinere în special, pentru a prinde un pic curaj, pentru că primele meciuri din acest campionat au fost cu echipe dificile. Dar mă bucur pentru că și-au dat drumul la joc, au venit cu șuturile de afară și încet, încet o să prindem curaj. Omogenizarea echipei începe să funcționeze. Cea mai bună marcatoare a meciului a fost Bianca Zegrean cu 8 reușite, iar cea mai bună jucătoare a echipei băimărene a fost portărița Andreea Anastasă, care a reușit 24 de intervenții, inclusiv 2 aruncări de la 7 metri apărate. Pentru mine e ceva mare, pentru că joc la divizie, la senioare și spun că este un nivel mai înalt. În etapa următoare, programată în data de 13 noiembrie, Minaur va juca în deplasare la CS Mioveni.